Inaugurarea lotului de 13 km dintre Jilava și Popeștile Ordeni sau dintre drumul național 5 și drumul național 4 de pe autostrada A0 București Sud se amână pentru prima parte a lunii aprilie. A anunțat marți, 26 martie 2024, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. La începutul lunii martie, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, dădea asigurări că deschiderea lotului al Simalarco între Jilava și Popeștile Ordeni se va face până la sfârșitul lunii martie. Însă mobilizarea constructorului din Turcia nu a fost suficientă, deși vremea a fost favorabilă lucrărilor. Astfel că sunt 7 km deja terminați pe lotul 2 până la Vidra și încă 6 km pe lotul 1, de la Vidra până la intersecția cu drumul național 4, Popeștile Ordeni, unde se fac ultimele lucrări. Mobilizarea nu este suficientă nici pe lotul 1, între Vidra și Autostrada Soarelui, lot cu o lungime de 17 km, care trebuia deschis încă de la sfârșitul anului trecut. Iar noul termen estimat este undeva la sfârșitul verii, prin august 2024. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, declară următoarele. Urmează în prima parte a lunii aprilie să dăm în trafic și un lot pe autostrada A0 Sud, zona dintre DN5 și DN4. Acolo, din cauza faptului că mai sunt lucrări de efectuat în proximitatea nodului cu DN4, trebuie realizată o bretea specială pentru trafic agabaritic.